Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicție cu cărțile de oracol pentru cei născuți în zodia Gemeni sau care au ascendent în zodia Gemeni pentru săptămâna următoare, săptămâna 19-25 august. Și așadar vă invit să vă gândiți la săptămâna următoare, să vă puneți chiar și o întrebare dacă doriți să aflați un anumit răspuns la o anumită întrebare și să vedem ce spune oracolul, ce prevede pentru voi în săptămâna următoare din punct de vedere relațional, material, financiar, profesional și ce mesaj de protecție are pentru voi pentru a vă ajuta să vă depășiți problemele, să evitați să aveți probleme. Deci să vedem cum va fi săptămâna 19-25 august pentru cei născuți în Gemeni sau care au ascendent în Gemeni. Voi va trebui să stați, să analizați, să reflectați, să vă uitați, da? să vă faceți planuri, dorințe, gânduri și chiar să și apelați la cineva să vă ajute într-o situație, într-o relație. Da? Deci puteți conta pe ajutorul cuiva. Să vedem care este și cartea săptămânii. Aici îmi spune că este vorba despre noroc și liniște, da? Deci veți avea noroc în săptămână. Vedeți, va ieși un trifoliu și aici va ieși un spirit, o zână bună, da? Care vă îndeplinește dorințele, da? Deci aveți o zi, o săptămână excelentă din toate punctele de vedere. Aveți cifra 18 ca număr norocos sau ca o dată care contează pentru voi, are o importanță această cifră pentru voi și este practic oportunitatea, aveți oportunitatea ca să aveți noroc și lucrurile se vor întâmpla cu rapiditate, da? Serendipita, asta de fapt înseamnă liniște rapidă sau ceva care se întâmplă foarte rapid, un noroc care vine rapid, o oportunitate care vine rapid, ceva se îmbunătățește rapid în viața voastră, ceva foarte rapid se întâmplă. Veți fi conștient de niște sincronicități, da? Deci lucrurile se întâmplă exact la momentul potrivit, atunci când trebuie. Da? Veți avea succes, noroc, sub diferite forme. Poate că chiar veți primi aceste simboluri, le veți vedea, simbolul norocului, da? Veți vedea cifre, vedeți ce vise aveți, vedeți ce cifre, ce semne vi se trimite în această săptămână, pentru că ele vă poartă noroc, da? Chiar puteți să jucați, poate și la loto. Da? Veți intra într-un alieniament, ca să zic așa, cu divinitatea. Da? Deci sunteți, intrați la un alt nivel, treceți la un alt nivel superior, da? Unde visele voastre se pot realiza. Practic, visele voastre sunt în armonie cu visele societății, practic. A intrați într-un colectiv, poate într-o relație cu alte persoane care aveți aceleași ideal, aveți aceleași obiective, da? Și vi se împlinesc dorințele împreună, da? Împreună puteți să faceți ceva bun, da? Pentru că atunci în tăiere v-a ieșit faptul că voi trebuie să vă puneți dorințe, să observați, să analizați, să reflectați și să și cereți ajutor sau să vă puteți conta pe ajutorul cuiva, da? Această săptămână este săptămâna în care vă puteți prepara pentru a avea noroc. Vă puteți pregăti să aveți noroc, să zic așa, da? Deci să fiți pregătiți că în săptămâna care urmează veți avea noroc. Se întâmplă ceva în viața voastră. Vor apărea miracole în viața voastră, nu știu, într-un fel sau altul, sau, deci, la nivel de individual sau la nivel de grup, de societate, de activitățile pe care le faceți în societate. Deci norocul vostru poate deveni norocul tuturor. Poate aveți o idee extraordinară care vine și slujba umanității, nu știu, descoperiți ceva, inventați ceva, poate să fie și acest lucru, da? Tot ceea ce faceți voi în această săptămână va avea importanță și pentru alții și pentru cei din jurul vostru, da? Deci practic, voi vă puneți în slujba umanității, în slujba anturajului, în slujba prietenilor, în slujba familiei, nu știu, într-un fel sau altul, deci deveniți importanți pentru cineva. Așteptați-vă la neașteptat, așteptați-vă la neprevăzut, se vor întâmpla lucruri neprevăzute, lucruri extraordinare. Și trebuie să surâdeți, să fiți veseli, să fiți fericiți, pentru că divinitatea iubește ceea ce este
ceea ce este pozitiv sau ceea ce manifestarea pozitivului, da? Și vă sunteți o persoană iubită, norocoasă, da? Foarte norocoasă, foarte iubită de Dumnezeu, ca să zic așa. Din punct de vedere interpersonal, în relațiile de dragoste, de sentimentale, aveți noroc, aveți noroc, poate să aveți o relație cu o persoană potrivită, cea mai potrivită persoană pe care puteți să o aveți în viața voastră, sau veți cunoaște o astfel de persoană. Da, veți o cunoaște o astfel de importanță, care va avea o importanță foarte mare pentru voi. Cineva care poate să vă îmbunătățească viața. Aceste întâlniri, deci întâlnirea pe care o veți avea, întâlnirile care le-ți avea în săptămâna următoare, sunt întâlniri divine, ca să zic așa. Este momentul vostru norocos și din punct de vedere al financiar veți avea noroc. V-am spus, jucați la loto, pentru că puteți să vă, sau veți fi momentul potrivit, la locul potrivit în săptămâna care urmează. Veți avea oportunitate care o veți putea, de care veți putea profita de ea. Da? Deci veți avea noroc, veți avea o soartă bună, este succesul în orice faceți voi, afacere, serviciu, da? În orice vă doriți voi, este de partea voastră. Iar ca și mesaj de protecție, practic voi nu prea aveți de ce să vă fie teamă, pentru că voi sunteți destinați să aveți noroc, să fiți protejați, să vi se întâmple orice vi se întâmplă, voi oricum scoateți din tot ce se întâmplă ceva bun. Da? Deci oricum ar fi, tot ce se întâmplă pentru un anumit, pentru a crește voi din punct de vedere spiritual, material, financiar, relațional. Da? Deci oricum ar fi pentru voi. Oricum nu trebuie să dramatizați lucrurile, da? Pentru că poate aveți tendința uneori să exagerați, și această carte vine și spune ca și mesaj de protecție că voi nu trebuie să exagerați, să nu faceți o dramă din niște situații, spre să nu dramatizați lucrurile, da? Să fiți atenți la semnalele care vă vin, pentru că voi veți primi niște indicii, niște semnale când trebuie să evitați niște situații, spre exemplu, sau să nu intrați în ele, da? Cam asta este și pentru cei care s-au născut în zodia Gemeni sau au ascendentul în Gemeni. Au o săptămână excelentă din toate punctele de vedere în săptămâna care urmează. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă ajută să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi pentru săptămâna următoare, că vă îndeplinesc așteptările. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare un weekend plăcut și o săptămână nouă excelentă din toate punctele de vedere. La revedere!